are șanse mari să prindă finala. Ultimii metri, 42, 43, 44, 47, 3, 47, 99 pentru David Popovici. Cum a fost, David? A fost ok. În prim 400 e ok. Ai, mulțumit, acolo. Ai fost aproape singur în pasiv. Da, asta e o provocare în plus. Și prin finala cât? Nu știu, o să fie la limită. Dar îmi permit, e prima oară când o fac. Și o să vin din ce în ce mai mult și la proba asta. Puteai mai mult? Nu știu, nu, am dat ce am putut pentru dimineața. Și mai s-o. Ești obosit sau până din seară te refaci? Ceau, mersi. Imediat după această declarație a venit anunțul retragerii. Antrenorul Adrian Rădulescu împreună cu staful tehnic au decis să-l retragă pe David Popovici din finala de 400 de metri liber. Motivele? Programul încărcat al sportivului din perioada următoare, consumul mare de energie pe care l-ar fi avut în finală și dorința de a se pregăti foarte bine pentru mondialele de juniori din Peru la începutul lunii septembrie. David Popovici le mulțumește tuturor pentru sprijin și așteaptă mesaje de încurajare și la următoarele întreceri.